Bine v-am regăsit la un nou episod din proiectul Minutul de Conștientizare. Vă reamintesc, numele meu este Alexandra Mihărtescu, de la Alexa Event, poate o parte dintre voi mă cunoașteți deja, dacă nu, aceasta este o bună ocazie să o faceți. Vreau să continui discuțiile noastre în sporul conștientizărilor și vă încurajez să îmi scrieți fie pe YouTube, pe canalul meu unde vedeți filmulețul, pe TikTok sau pe Facebook, Instagram, să-mi dați feedback cu privire la conștientizările pe care le-ați avut. V-a fost de folos, nu v-a fost de folos întrebările, ce ați realizat. Dacă totuși nu doriți să scrieți public, puteți oricând să o faceți în privat, puteți să mi scrieți un mesaj privat sau pe officearondalexaevent.ro, la fel și situațiile voastre. Mergând mai departe, una dintre unul din comentarii, cumva este unul foarte general, dar am să-l iau pentru simplu fapt că. Ne poate ajuta pe to noi toți ceilalți. Zice cam așa, aș avea nevoie de o îndrumare să ies din starea mea. În primul rând, din ce stare? Faptul că rămânem și în viața de zi cu zi, uh, foarte generali, nu spunem concret ceea ce ne dorim, nu descriem situația într-un mod concret, uh, pur și simplu suntem vagi, abstracți Da? Care stare? Din ce stare să te scot? De ce nu te scot singură? deci ai avea nevoie de cineva care să te scoată? Ce ar trebui să aibă acel cineva care să te scoată, cum îl vezi, ce așteptări e? Sau n-ai așteptări? Da? Adică faptul că suntem, repet, abstracți, lipsiți de concretețe uh, și, da, mergem în direcția asta de general până la urmă, nu o să vă ajute. De fel. Nici în situații de genul acesta de a ieși dintr-o stare anume. Nici în general în viață. De ce? Pentru simplu fapt că creierul nostru necesită să știe exact cu ce are de a face. Da? Și atunci e necesar să spunem ce vrem. Există o vorbă, poate care deja o știți mulți dintre voi, nu obținem ceea ce dorim pentru că nu știm ce vrem. Vedeți? Nu obținem ieșirea din stare în cazul de față pentru că nu știm ce stare vrem și nici din ce stare să ieșim. Fiți specifici în ceea ce vă doriți. Suntem construiți atât de frumos, atât de minunat, putem efectiv să îndeplinim, să obținem, să facem tot ceea ce ne dorim, bineînțeles dacă știm cum anume să facem acest lucru. Faptul că nu știm nu ne absolvă de uh, uh, circunstanțe, de consecințe mai exact, da? adică în continuare vom primi suferință, în continuare o să orbecăim prin viață pentru simplu fapt că nu știm n avem lumina, adică cunoașterea, și prin urmare o să avem întunericul, adică suferința. Așadar, întrebări. Deja au fost multe la care puteți să răspundeți. Apropo, de fiecare dată când adresez o întrebare, puteți să puneți pauză sau da, să vă notați și să vă găsiți voi răspunsul la acea întrebare. Chiar dacă este o situație aparent specifică și un răspuns aparent uh, dedicat cuiva, credeți-mă, dacă ați deschis acest filmuleț, înseamnă că acele întrebări vi se adresează și vouă și dacă vreți să evoluați, să conștientizați și să vă rezolvați anumite provocări din viață, ar fi bine să faceți acest lucru. Fiți specifici cu ceea ce vă doriți în viață. Aveți mare atenție cum anume... Formulați anumite aspecte pe care voi le doriți în viață. Da? Faptul că nu spuneți concret ceea ce vă doriți, să nu vă plângeți ulterior că nu primiți. Și aici am un uh, exemplu amuzant uh, uh, pe care l-am auzit prima oară la Florin, pa Florin Păsat, dar l-am întâlnit uh, și în consiliere și de-a lungul anilor. Um, o doamnă care își dorea de sărbători să aibă alături un suflet cald, frumos, fidel, care să o iubească și care să-i fie alături la greu, la bine și la greu. Da, Asta era dorința uh, unei doamne înainte de sărbători. Și ce? i s-a îndeplinit. De sărbători a primit un cățel. Puteți să ziceți că nu este un suflet cald, da? că nu este alături la bine și la greu, că nu iubește, poate chiar mai mult decât oricine. Dar n-a zis că vrea un bărbat, n-a zis exact ce vrea. A fost evazivă, a fost lipsită de concretețe. Prin urmare, n-ar fi avut de ce să se plângă pentru cadoul primit. Și faptul că ceea ce a solicitat, practic, i s-a îndeplinit. Și vă provoc să-mi scrieți. Care sunt dorințele voastre? Și o să vorbim despre dorințe. Unii dintre voi poate deja știți ideea de dorință la ce se referă. Și scrieți-mi ce anume vreți voi și nu obțineți? Să vedem împreună, poate, de ce nu obțineți acele lucruri. Până data viitoare, vă doresc spor la conștientizare.